Dumneavoastră vă veți vaccina? Da, o să mă vaccinez. De îndată ce îmi vine rândul și eu cred și invit pe toți cei care se uită la noi, măsura în care au consultat informații relevante, să facă acel lucru. Cu care dintre cele două vaccinuri pe care le avem acum vă veți vaccina? Cel care este oferit de platformă. Nu e vorba de a face o alegere aici. Este vorba pur și simplu de a avea acces la acest tip de instrument medical. Toate aceste vaccinuri au fost verificate de structura care se ocupă la nivel european în ceea ce înseamnă aprobarea medicamentelor. Toate au fost supuse unui control extrem de precis. E adevărat, s-a realizat mult mai repede acest proces pentru că etapele de verificare s-au făcut în același timp. Așa că, evident, cred că este important, în primul rând, să avem acces la vaccin și să nu facem o selecție între mărci. Din același timp, cred că autoritățile trebuie să explice mult mai bine ce înseamnă noua tehnologie pentru cele două vaccinuri disponibile în România, ce înseamnă celelalte proceduri pentru celelalte vaccinuri, de ce este sigur, care sunt contraindicațiile, care sunt problemele, să lucreze mai mult cu medicii de familie. Medicii de familie sunt extrem de importanți și cred că nu sunt implicați suficient și nici măcar nu li se oferă sprijinul necesar pentru a fi implicați. Adică avem nevoie de o campanie serioasă. Acum, eu am văzut oamenii, medicii care și-au asumat public campania mediatică. Vin și ne îndrumă și ne dau cu o serie de informații. Dar cred că trebuie mult mai mult de atât. Avem nevoie de campanii inteligente, targetate, țintite. Vă dau exemplu cu profesori. Jumătate dintre profesorii din România nu vor să se vaccineze, vorbind de un public educat, la care trebuie să ajungem cu o informație relevantă, nu doar cu un clip care apare la televizor cu o serie de medici care citesc un text. Eu cred că medicii respectivi și îi cunosc pe o parte dintre ei, sunt capabili să vorbească liber despre aceste subiecte și faptul că i-am închis în jurul unor lucruri de genul acesta comunicaționale, le-a creat și lor un deficit de imagine, dar a creat un deficit de imagine campanie, pentru că când vezi pe cineva citind un mesaj, automat mai greu îl crezi. Eu cred că aici sunt erori mari și Ministerul Sănătății joacă un rol important și este principalul responsabil. Adică nu pot să spună că Ministerul Apărării se ocupă de comunicare. Nicăieri o instituție militară nu se ocupă de partea asta de comunicare civilă. Ministerul Sănătății trebuie să joace acest rol și de aceea, dacă sunt bun pe postat pe rețelele sociale, poate vin cu câteva idei mai inteligente.